Universul Credinței. La 31 octombrie 2013, Sanctitatea sa, Papa Francisc, a recunoscut oficial martiriul slujitorului Dumnezeu Anton Durcovici, episcop al diecezei romano-catolice de Iași. Astfel, episcopul martir, ucis în închisoarea din Sighetul Marmației, din ură față de credință, va fi ridicat la cinstea altarelor și înscris în rândul fericiților și ulterior al sfinților Bisericii Catolice. Ceremonia de beatificare va avea loc la Iași săptămâna aceasta, sâmbătă, 17 mai, în cadrul unei sfinte liturghii solemne, oficiată de către trimisul special al Vaticanului, cardinalul Angelo Amato, prefectul Congregației pentru Cauzele Sfinților. Rămâneți alături de noi, Ciprian Dumea vă va prezenta în minutele următoare o scurtă biografie a episcopului martir. Episcopul Anton Durcovici s-a născut la 17 mai 1888 la Bad Deutsch-Altenburg, în Austria. La vârsta de 6 ani a venit la Iași, unde a frecventat cursurile școlii elementare a parohiei catolice. Ulterior s-a transferat la București, unde a urmat cursurile seminarului Sfântul Duh. La 30 octombrie 1906 a fost trimis la Roma pentru a-și continua studiile teologice la Colegiul de Propaganda Fide. A fost sfințit preot la 24 septembrie 1910 în Bazilica San Giovanni in Laterano din Roma. În perioada premergătoare izbucnirii Primului Război Mondial, a revenit la București, unde timp de mai mulți ani a fost profesor la seminar, ocupând ulterior și diferite funcții în cadrul Arhidiecezei de București. La 30 octombrie 1947, Papa Pius al XII-lea l-a numit episcop de Iași. A fost consacrat la 5 aprilie 1948 în Catedrala Sfântul Iosif din București de către nunțiul apostolic Gerald Patrick O'Hara și înscăunat în Catedrala din Iași la 14 aprilie al aceluiași an. În timpul scurtei sale păstoriri în dieceza de Iași, episcopul Durcovici a desfășurat o activitate pastorală asiduă, vizitând parohiile din Moldova și însuflețind cu viața sa inimile noriașilor, în ciuda amenințărilor la care era supus de autoritățile comuniste. La 17 ianuarie 1949 a fost numit și administrator apostolic al Arhidiecezei de București. La 26 iunie 1949, în timp ce mergea spre Popeșle Ordeni pentru a administra taina Sfântului Mir, a fost arestat de către securitate și închis la Ministerul de Interne la București, Jilava, și apoi la Sighetul Marmației, unde, în urma bătăilor și înfometării, a murit la 10 decembrie 1951, fiind înmormântat în cimitirul orășenesc din localitate, într-o groapă comună. În prima sa scrisoare pastorală, episcopul vorbește despre încrederea pe care o avea în puterea lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, învățând clerul și poporul creștin să se îndrepte spre Maica Domnului pentru a cere de la ea o crotire. Cea mai mare parte a vieții și activității sale pastorale și misionare, episcopul Anton Durcovici a petrecut-o în capitala României. Ultimul drum pastoral înainte de a fi arestat, monseniorul Durcovici l-a parcurs de la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Iosif către Popeșle Ordeni, ca atare nu doar la Iași, ci și la București, ca de altfel în toate diecezele catolice din țară, vestea beatificării a fost întâmpinată cu bucurie de către ierarhi și credincioși. În 15 octombrie 2013, la Vatican, membrii Congregației pentru Cauzele Sfinților, în unanimitate, au exprimat părerea pozitivă asupra martiriului și virtuților episcopului Anton Durcovici, iar două săptămâni mai târziu, Papa Francisc a recunoscut martiriul episcopului. Odată cu începerea pregătirilor pentru beatificarea monseniorului Durcovici, preasfințitul episcop Petru Gherghel a trimis clerului și credincioșilor scrisori pastorale prin care consacră anul 2014 episcopului martir Anton Durcovici, adresând tuturor o invitație la această sărbătoare. După declararea ca fericit, episcopul Anton Durcovici va fi înscris în rândul fericiților și sfinților Bisericii Catolice, introdus în calendarul bisericii locale și sărbătorit la 10 decembrie, ziua martiriului său.
În contextul acestui eveniment al beatificării episcopului Durcovici, care va avea loc sâmbăta aceasta la Iași, Ciprian vă oferă și un scurt material de informare pe care îl adresează în primul rând celor peste 15.000 de pelerini, copii, tineri, adulți care sunt așteptați zilele următoare în capitala Moldovei. Televiziunea Română va transmite integral acest eveniment într-o ediție specială a emisiunii Credo, difuzată sâmbătă, începând cu orele 11 pe TVR1, TVR Internațional, dar și pe internet, pe TVR+. În vederea apropiatei celebrări a beatificării episcopului Anton Durcovici, Episcopia Catolică de Iași a pus la dispoziție toate elementele necesare bunei desfășurări a evenimentului. Astfel, pelerinii vor avea la intrarea în incinta stadionului municipal biletul gratuit pe care l-au primit la cerere din partea responsabilului din parohia proprie. Pelerinii sosiți la Iași cu autocarele, microbuzele și autoturismele personale vor avea loc de parcare pe Bulevardul Copou, unde vor fi coordonați de voluntarii responsabili. Pentru a veni în sprijinul pelerinilor, va fi pusă la dispoziție acestora și o garnitură de tren care va circula pe ruta Adjud, Bacău, Roman, Iași și retur. Pentru persoanele în vârstă și pentru bolnavi, cu sprijinul voluntarilor, de la gară se va asigura transportul până la stadion. Printre pelerinii prezenți la beatificare, un loc special îl vor ocupa ministranții. Fiecare va avea acordul scris al părinților, haina de ministrant, biletul albastru, șepcuță de soare, umbrelă și pachetul de mâncare. Toți vor fi prezenți la stadion până la ora 10:30, în locul destinat lor, în sectorul albastru. Ziua Tineretului la nivel diecezan de anul acesta va fi sărbătorită pe 17 mai. Prin urmare, solemnitatea beatificării va avea o importanță deosebită pentru tineri. De aceea sunt așteptați în număr cât mai mare. Aceștia vor ocupa loc în sectorul verde. Pelerinii din parohiile diecezei de Iași, care vor fi și cei mai numeroși, vor ocupa locurile destinate lor. Astfel, cei cu bilete galbene vor avea acces în tribuna A, iar cei cu bilete albe în tribuna B. Membrii corului vor avea bilete roșii și vor ocupa locurile special amenajate la tribuna 0. Pelerinii din alte dieceze care au primit biletele prin poștă sau direct de la responsabilii lor vor urma indicațiile acestora, precum și ale voluntarilor aflați la intrarea în stadion. La acest eveniment vor participa peste 1000 de credincioși și persoane consacrate și circa 60 de preoți din Arhidieceza Romano-Catolică de București, unde episcopul Durcovici a trăit cei mai mulți ani din viața sa. Invitații speciali se vor prezenta la intrarea din spatele altarului, peluza A, cu invitația și biletul pe care l-au primit prin poștă. Persoanele de alte confesiuni sau catolicii care se hotărăsc în ultimul moment și nu reușesc să obțină bilet din propriile parohii, le vor procura în ziua beatificării de la un ghișeu aflat în apropierea stadionului. Odată ajunși la Iași, pelerinii vor putea solicita informații de la voluntarii care vor fi prezenți la gară, în intersecțiile principale, precum și în jurul stadionului. Preoții care vor participa la celebrare se vor prezenta la intrarea de la tribuna B, până cel târziu la ora 10:30. La Sfânta Liturghie, celebrată de către trimisul Papei Francisc, cardinalul Angelo Amato, prefectul Congregației pentru Cauzele Sfinților, vor concelebra mai mulți cardinali, circa 25 de episcopi și peste 500 de preoți. La eveniment sunt așteptați în jur de 15.000 de credincioși din Moldova și din alte zone ale țării, precum și grupuri de credincioși străini, în principal din Austria, Germania, Italia, Spania, Polonia sau Ungaria. Peste 200 de voluntari vor contribui la buna desfășurare a evenimentului. Doamnelor, domnilor, sunteți la Universul Credinței.